Buna vestire sau ziua cucului este cunoscută în popor și ca blagoveștenia și este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavril a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe iubitoarea de Hristos armată, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe data de 25 martie, iar anul acesta pică în timpul postului Paștelui și este una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă deslegare la pește. Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an în perioada postului mare, fiind una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă deslegare la pește, indiferent în ce zi ar cădea aceasta. Astăzi prăznuim unul dintre cele mai mari praznice ale Ortodoxiei, începutul tuturor praznicilor, și anume Buna Vestire. Astăzi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost zămislit într-o femeie, în Fecioara Maria, și El va deveni Mântuitorul lumii. La Buna Vestire a fost Arhanghelul Gavril, care i-a spus Fecioarei Maria: Duhul Sfânt se va pogoră peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, iar Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Deci la această întâlnire a fost Sfânta Treime, Tatăl cu puterea sa, Duhul Sfânt cu umbrirea sa și Fiul care se zămislește. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc. Sărbătoarea Bunei Vestiri întâmpină și sosirea rândunelelor, dar și primul cântat al cucului, zi numită în calendar Ziua Cucului. Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului, pentru că în această zi are loc primul său cântec prin care anunță vestirea primăverii. Cinstirea acestui praznic se referă în primul rând la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, căci El vine în lume pentru mântuirea neamului omenesc, dar bineînțeles aducem și prea cinstire Maicii Domnului, căci prin ea, ea fiind cel mai apropiat om de Dumnezeu, prin ea va veni mântuirea în lume. Fiecare praznic închinat Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului, sau orice sărbătoare închinată Sfinților, să aducă bucurie în sufletele dumneavoastră. Și acum că suntem în perioada postului, să căutați să vă opriți trupurile și sufletele. Trupurile de la a aduce mâncare de dulce, iar sufletele de a avea gânduri sau răutăți în ele. Sănătate, Doamne ajută! De Buna Vestire, primul cântec al cucului trebuia să îi găsească pe toți oamenii îmbrăcați în haine curate, joviali, veseli, cu bani în buzunare și cu stomacul plin. Dacă oamenii nu ar îndeplini cu strictețe aceste ritualuri, se credea că respectivii nu se vor putea bucura de toate bogățiile pe care anul urma să le aducă.